Pec ANAF se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorpție și preluarea activității Autorității Naționale a Vămilor și prin preluarea activității Gărzii Financiare, instituție publică care se desființează. La Direcția de Finanțe Publice Gorj nu se știe încă cine va fi pus pe lista de disponibilizări. Se așteaptă însă ca persoanele care se vor afla pe această listă să fie relocate în regiunile care se confruntă cu deficit de personal. Nu s-a avansat nicio sumă de personal care ar fi pe din afară, ba dimpotrivă, ni s-a promis că toate persoanele vor fi realocate pe posturi în cadrul regiunii sau eventual în altor regiuni care au deficit de personal. Teoretic trebuie să existe un ștat de funcții care va fi aprobat și care se va trimite în teritoriu și după aceea putem discuta și în funcție de numărul care va fi aprobat prin ordinul președintelui vom putea stabili dacă există probleme la Gorj sau nu. Starea de tensiune a angajaților DGFP Gorj este destul de mare în acest moment până la clarificarea situației. În acest moment nu se cunosc criteriile pe care se vor face aceste disponibilizări. Situație delicată pentru o parte dintre angajații Direcției de Finanțe Publice Gorj și asta după ce în ultima perioadă circulă tot felul de informații despre disponibilizarea dânșilor. Nu se cunosc criteriile, nu se cunosc condițiile și nu se cunoaște nici cifra celor care vor fi disponibilizați în această perioadă. Concedierea personalului cu funcție de conducere are în vedere eliminarea distribuției ineficiente a personalului între diferitele activități ale administrației fiscale de la nivel teritorial.